Apoi a circulat un gând, o idee care s-a întrupat într-o râvnă a tinerilor noștri ortodoxi. Și eu am binecuvântat-o și se poate transforma într-o frumoasă imagine a României creștine. În noaptea de Paști avem această îndrumare și trimisă către protopopi. În noaptea de Paști, după ce se vor trage clopotele la ora 12 în toată România creștină, și preoții vor veni și aveți telefoane speciale și cam transmit. Toată lumea transmite online. Când veți vedea că preoții vă îndeamnă, veniți de luați lumină, să aprindeți toți lumânările. Ieșiți în curte, ieșiți în ogradă, nu rămâneți în casă. Ieșiți în noapte, că și preotul normal iese afară. Slujba, prima parte a slujbei învierii se face afară, se iese în noapte cu lumina în mână, simbolizând învierea lui Hristos, se cântă: învierea ta, Hristoase, Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri și pe noi pe pământ ne învrednicește cu inimă curată să te mărim. Dar după ce preotul va zice de 3 ori, veniți de luați lumină, se va abate un pic de la ceremonial și va zice atunci, nu după stihurile înviere și la sfârșitul începutului slujbei, ci va zice atunci, de 3 ori, Hristos a înviat, Hristos a înviat, Hristos a înviat. Toți părinții de la altare, începând cu noi. Și vom cânta împreună odată. Și atunci cei de la țară, în toate curțile sau în toate grădinile, în noapte, la ora 12, și cei de la blocuri, din oraș, care vor dori, noi îndemnăm, nu obligăm pe nimeni, cei care vor dori să iasă în balcoanele blocurilor și să cânte toate orașele și toate localitățile, toate văile și toți munții din România creștină, să răsune de imnul de biruință, Hristos a înviat. Cred că și pandemia ar da înapoi. Cred că și această încercare s-ar stinge, s-ar împuțina, cel puțin așa cred. Să transformăm această situație într-o biruință, într-un gest care ar putea să miște toată lumea, să cutremură toată lumea, pentru că toți vor înregistra, vor transmite și vor înregistra și se va vedea ce s-a întâmplat. Ați văzut, italienii au ieșit, au cântat în balcoane. Noi să cântăm învierea lui Hristos și Hristos a înviat toți. Să ne salutăm, Hristos a înviat, adevărat a înviat, Hristos a înviat, adevărat a înviat toți. Și apoi preoții să zică, acum să cântăm, să se adreseze, ca și cum ar fi credincioși în biserică. Haideți acum să cântăm toți, Hristos a înviat. Așa vom face noi. Care ne veți privi pe noi, acest mesaj îl veți auzi. Și dacă veți ieși, nu stați în casă, că după aceea aveți timp să stați toată noaptea la liturghie, la slujba învierii, urmează slujba învierii și liturghia. Acum o facem împreună, toți părinții, că anul trecut am avut probleme și anii trecuți. Azi, haide să facem toți liturghia după înviere. Ei, tradiții, coșerci, trăiști, ținute frumoase care trebuie prezentate și etalate de Paști, mai mult decât Paștele și Hristos a înviat. Uite, ne-a adus Hristos acum să facem pași duhovnicești, fără etalarea trăistilor și a coșurilor și a ținutelor. Acum sărbătorim fiecare în austeritate, dar Hristos a înviat. Preoții vor face slujba învierii, vor face liturghia și a doua înviere, vecernia sau a doua înviere, la ora 11 sau la 12, duminică la amiază, din nou. Dar în noapte de Paști să facem lucrul acesta, ar fi unic. Și ar pătrunde lumina lui Hristos de la poporul român, care este un popor al învierii, ar pătrunde în tot internetul și în toată lumea. Ar vedea lumea miracolul învierii, cum se trăiește în România. Cum trăiește România praznicul învierii Domnului, fie și în izolare. Toată România se transformă într-o noapte plină de lumină a învierii lui Hristos și toată planeta. De ce? Până la urmă, lumina lui Hristos poate lumina toată planeta și luminează și tot universul. Amin. Să ne ajute bunul Dumnezeu să parcurgem și cealaltă perioadă și să ne pregătim așa cum ne-am pregătit întotdeauna, dar în primul rând duhovnicește.